Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră zilnică și nezilnică de Sam, după cum bine vă obișnuiesc de vreo 3 ani de zile, 2 ani de zile, 1 an de zile, 2 zile, o zi. Îl lăsăm puțin Caterinca la o parte. Bă, voi ați văzut până la urmă statuia asta din centrul acestui interior ce semnifică până la urmă și gen ceilalți ce emoții dezvoltă asupra acestui personaj central? Adică e... Nu mai merge, mă? Da, mă, eu scos animații, le-am uitat. Mă rog, astăzi suntem pe Bizon, dragi prieteni. Bine v-am regăsit la un nou episod. Simt că puțin cam lag. Știu care era problema oricum. Gata, acum e ok. Și după am avut un mare frame drop. Ce faceți? Eu sunt foarte bine, să știți. Mașina mea e în regulă. Mă duc puțin până la PNS și până la vorbim. E 3 dimineața, știu, episodul să apare astăzi oricum la ora de prânz, pentru că eu, de exemplu, mi-am mutat programul, eu mai mult dorm ziua, activez noaptea. Și da, acum așa am filmat aseară, trebuia să apară azi episod, dar am avut niște probleme cu sunetul aparent, acum se aude super ok, se aude super bine, mă audio fenomen. Și stai să răspund la un mesaj, tu, cu două semne întrebări în greșel, trebuia să pun 1. Era pe... categoria de sunet în discuția pe care o întreținem, setarea respectivă nu era una ok, calitatea nu era pe DVD quality, era pe studio quality și nu am un echipament care să dezvolte sunet pentru calitate de studio, știi? Cam asta era ideea. Mă rog, am făcut eu niște remediere, am încercat o probă și este un episod super ok ieri, este un episod super ok. Mă rog, am filmat ultimele două episoade pe alt server, fiind pe Bizon, nu o să mă ascund faptul sau să nu pronunț nume sau alte chestii. Am filmat pe just4u.ro, altă poveste. Acum suntem în Bizon, vorbim despre cum am luat eu două FV-uri la începutul intrării mele în facțiunea Vis Parifa, că dacă dai un ID37 și un status, scrie acolo Vis Parifa rank 1, trebuia să fiu rank 2 spre 3 zilele astea, și am două FV-uri și e tare interesant că... Dacă stăm și ne uităm puțin aici, că eu încă mă reobișnuiesc cu mecanicile jocului, am F1 2 din 3 și o să discutăm principal pentru ce a fost toate. A fost în primele zile de activitate în facțiunea asta. Am zis că, bă, e singura mafie în care n-am luat niciun rank 6, am luat în celelalte 8 din 9 facțiuni. La unele nu mai știu numărul de cât am luat. În orice caz, vedeam Family for Life, pentru cei care... cunosc chestia asta. Și am luat împrumutul pentru părăsire turf în legătură cu nou regulament. După ce ești de pe turf, ai 5 secunde la dispoziție să te întorci sau să te omoare cineva în cazul în care ești low HP sau dacă are codul bun te distruge. În fine, aici văd că e ceva lume. Da, n-am ce pretenții de altă lume. Nu venisem cu gândul scandalul sau ceva, mă rog, trecând peste acest inconvenient, întrevenind la PNS-ul nostru și, uite, acum să trebuie să te mori și pe tine, că văd că mulți din cei aici nu aveți Fordowin. Ăsta din nou București 2, what the fuck, level 55 și eu abia 67. Mă rog, prima a fost într-o părăsire în zona asta. O să revedem și dovezile oricum în acest episod, că vorbim exact cum ne plăcea nouă, deci... Aici era adversarul meu, el mă fugărea pe mine, eu eram undeva în, deci dacă sunt acum în colț, eu eram undeva pe zona, nu prea pot să demonstrez eu bine în big map. Alerga, eu deja ieșine pe turf, turf-s, era unde e mașina mea cam alerga, a dat el colțul, eu deja ieșine de pe turf în faza în care el era după colțul meu, am sărit gardul, trecut cele 5 secunde, dar în primele 5 secunde am nimerit, m-am nimerit de vreo 3-4 ori în proporție de minus 40 HP pe acolo. Altă poveste, vedem filmarea oricum, nu prea am comentat pentru chestia, nu prea mă interesa așa în mod special. N-am dat așa multă importanță, dar deja se face o lună de zile de la chestia asta și e cam târziu. Al doilea a fost în felul următor, dar mai întâi o să vedem dovada pentru că sunt foarte focusat pe ideea pe care vreau să o dezvolt în secundele ce urmează.
pentru suicide pe turf și exact în locul în care este acest turf. S-a întâmplat chestia asta pe clădirea de la Arms. Opresc și o mașină, opresc farurile, am parcat, mă duc și eu puțin prin spate să nu mă moare cineva dacă este cazul. Și acum mă duc pe RPG 2.2. RPG 2.2, da, lasă așa. În fine. Ne conectăm cu contul meu principal, semafoare. Măcar aceasta am pășut semafoarele. A, trece de pietoni. 1, 2, 3. Nici eu nu cream că e bine, da, în fine. Wonderful clan application, good more comments. AK.exe, pro, neutru, ideal, să ți-aș da, îmi place VH-ul până recent, activ, nu asta e, dar din cauza faptului că... Ca să nu sunt cu șanse de intrare, nu fie prima, succes. Ok. Una, două, aici pe a treia, 11 pe a treia și 11 pe a treia. În fine. Robert for the win. Sinucidere, ai căzut în dinții aia mari. N-am nimic cu motivul până aici. Nu și-au rost unele comentarii, deoarece nu cred că ar fi trebuit fix eu să fiu un ipostază de a fi jucătorul haterit. Văd că peste mine ca și FH nu o să fie niciodată, trecând la oile noastre. Știți că îmi place să fac o analiză. Răspuns, finește FV, așa, vedem dovada. Asta e ca să e cu suicide-ul, vedem după pe asta. Și asta e pentru părăsire turf. Aici n-am nimic, e tot ok, dar eu v-am lăsat în pace, n-am mai făcut posturi, v-ați luat de jack, nu e frumos așa, mai faceți voi posturi așa aici, nu. Voi ați vrut să o dăm un postul, mulțumește-i lui Melodias că la început. Era prima zi în facțiune, dacă nu mă știu, nici măcar nu știam despre chestiile respective. Ca fapt divers. Asta e dovada, dacă nu mă înșel. Deci exact cum v-am zis, inculpatul de aici sunt eu, care deja dau colțul, el este în raza asta de acțiune, fac cu click-ul ca și cum... Evidențiez faptul că el după colț când mă urmărește. M-a văzut că eram ultimul. Eu nici nu am idee dacă doar ce intrasem sau nu, eram în colț. Dacă nu mă înșel, doar ce intrasem pe trăș ca să-mi fac secunde. Am văzut că e multă lume și cred că voiam să și ies. Cred că eram și full HP dacă țină bine minte. Și vreo 3 secunde au trecut clar de când eu deja sunt în afara turfului, după cum v-am zis. A apucat să-mi dea în secunda 4 și 5 niște damage din ce am văzut și pe aia s-a dus chestia aia. Deci el o secundă a apucat să mă nimerească. Asta e pentru secunda aia, a fost păcat. Asta e pentru 10 și pentru 69, nu se comentează asta. Asta, a căzut arful în dinți. Nivelul de inteligență și dacă nu mă înșel la NCS chiar am avut relații ok. Aici este puțin lag pentru că trage în mine, iau niște damage dacă se observă foarte bine acum pe filmare, da. Și după aia eram în zona asta, să-l dau pe modul cinema, ca așa-mi place mie, eram în zona asta, trage de aici în mine, eu eram aici, bum bum bum, e ok. Și am căzut, m-am aruncat, într-adevăr, suntem aici, revedem dovada, apare pe kill list că am fost penalizat cu suicide sau use drug sau orice altă idee. Care mai era un motiv? E suicide, drug și nu mai știu dacă mai putea altul. Mă rog, asta e instanța de pe clădirea secundară și acum o să o fac o reconstituire că mi-am adus să-mi tebea zilele astea pentru că nu mi-am bătut foarte mult capul, dar asta este și ideea, dacă nu-ți bați capul, ai de pe principal. Mâncăm puțin, viața trebuie să fie peste sub 95. Ok. Sărim, că mai țin minte cum să parcurg acest teritoriu, că un an de zile m-am luptat pentru el. Suntem aici, deci domnul mă lovea de la sus, de blocul ăla, de sus, de acolo de pe glide. Eu eram aici, să vedem dacă cad așa. Bum, n-am luat HP, asta e una.
Mai încep o dată, să nu mor eu prost. A, și sunt modul de fapt pentru că am niște probleme cu sample, trebuie să-mi fac un modpack, asta este clar. Să-mi refac sau să-mi fac un nou modpack pentru că, aoleo, vai să-mi pleacă asta oricum o să revin, barbut 100-500 ca boierii. Oh, bravo, ești pe tine, ești pe tank. Așa. Ok. O să analizăm toate poziții din care te poți arunca și cum poți să-i damage și chestii. Deci dacă ești aproape, sari, ca să nu atingi jos, n-am HP. Mi s-a dus HP-ul de la timpul petrecut. Că nu a fost vreun lag sau ceva. Viața se duce în timp, oricum. Ne rugăm din nou, am sărit bine, perfect. Ah, nici așa n-am luat HP și mai mare distanța. Ha, mi-am pierdut skill-ul. Sau parte din el, nu pe tot. Mă rog, da, uite, și în 2020, frate, mai văd persoane care sunt rău intenționate, care jignește în stânga și în dreapta și care se crede X, Y, Z. Ne vedem puțin faza în condiții în care vreau să mă uit cum am căzut din nou. Deci sunt aici, alerg, n-am sărit, dacă se poate bine vedea. N-am apăsat space, nici dacă dai cu cel mai mare zoom, deci n-am, am sărit direct. Deci eram așa, m-am lovit de asta, n-am luat HP nici acum. Deci ca să înțelegi ideea, deci eu m-am ofticat abia după ce am realizat chestia asta, că bă, ceva a fost acolo. Adică am făcut și aseară în episodul respectiv niște reconstituiri. Și bă, într-adevăr, este așa, că nu iei HP, adică se mai întâmplă să fie niște mici bug-uri și niște neînțelegeri, dar nici dacă sari fără să atingi colțurile și în groapă, nu iei HP, pentru că distanța e prea mică. Bine, în joc, în realitate, dacă sari distanța, ai înruși picioarele, asta e altă chestie. Mă rog, astea au fost cele două FV-uri și am fost salvat de Kelton de la 3 în 3, dacă vă vine să credeți, da. Pentru că este o perioadă în care el a spus în promptor că nu ar fi indicat să sancționăm lumea. Băi, o chestie foarte mișto pentru că serverul la ora 3 dimineața are 500 de jucători în media rotunjită a calculului și cred că o are de 200 reală. Și pentru vremea asta de primăvară, chiar dacă este o vreme de gripă, de urgență și așa departe, e un număr foarte bun pentru o comunitate de samp. Și sunt două servere în principal ziua, 950, 970, 1000. Adică e super ok să văd comunitatea pe care am crescut eu și m-am făcut remarcat prin foarte multe facțiuni și pe YouTube mai ales, este la aceste cifre și în 2020. A avut perioade slabe într-adevăr, ca și oricare comunitate, eu am trecut, cream că s-am pus tot în jos. Bine, creșterea pentru fiecare comunitate, pe orice alt joc, nu doar pe Samp, în perioada asta este datorată virusului, datorită, nu datorată, pentru că lumea este forțată să stea în casă și eu zic la modul serios forțată, pentru că trebuie să faceți și voi în felul următor. Este lege, e mai bine pentru toată lumea, stați în casă, e mult mai ok ca să ieșim mai repede din prostia asta. Eu zic prostie ca să mă liniștesc pe mine la nivel mental. Că e o problemă, în principal, viețile oamenilor care sunt în pericol, economia la nivel global, sunt interese la mijloc până la urmă în toată afacerea asta. Și ți mai zic ceva, da, media este de 71 ca și vârstă pentru persoanele care au decedat, dar când am văzut că sunt și persoane de vârstă cu mine, cu tine, e un motiv să te gândești de două ori. Eu la început am dat în râs chestia asta când nici măcar nu era cazul de vreo măsură sau orice altceva. Era în China, am zis că bă, nu cred că o să ajungă la noi pentru că nu mă gândeam că o să trăim vremurile de genul ăsta. Este un război, dar fără cum a fost noi obișnuiți în filmele cinematice, cu efecte artistice sau în cărțile de istorie. E altă problemă chestia asta. Mă rog,
Asta a fost și ideea cu cele 3 FV-uri care trebuia să fie semnate pe contul meu, două au fost, dar am avut o discuție cu un admin de nivel superior, 4 nu mai țin minte, cred că, sau 5, care a răspuns pe forum la nelămurire și zic că un FV-ul să-mi fie șters, într-adevăr, dar după ce mai scrise forum m-a lăsat cu sin, deci mi-a zis că o să-mi șteargă un FV pentru acea părăsire, într-adevăr. Dar e tot acolo. Despre chestia asta nu știu să zic, nu vreau să mă raportez greșit sau să zic ceva nepotrivit, dar oricum peste o chestie ca asta e ușor să treci peste. Și peste 100 de FV-uri, de exemplu, pe prietenul meu Victor Double Shot, pe care l-am avut în facțiune în Verdant anul trecut, a avut 8 FV-uri, dau și eu un răspuns așa, la nivel imaginar, a avut sigur 8 FV-uri, dar nu mai ține fata de vostru minte, ia uitați, oamenii la ora asta pe șosea, pe șinaie tren, care face legătura cu Los Santos și San Firo. În fine, a avut 8 FV-uri și a trecut peste ele, și a luat rang 5, marmă, după 102 de zile, 103 de zile, 40 de zile, pe acolo oricum. În fine, episodul ăsta se termină aici, dragi prieteni. Mersi foarte frumos pentru vizualizare. Te rog foarte frumos, da acolo un like. Vreau să văd la episodul ăsta măcar 50 de like-uri acolo, pentru că sunt în revenire. Știu cum este să repornești de jos. Știu cum este să revii după o activitate și sunt conștient de numerele pe care le am acum. Dar este dorința aia să refacem totul și să urcăm ușor-ușor, pentru că am fost destul de naiv înainte și este o perioadă în care aș putea să profit de timpul pe care îl petrec în casă. Ăsta a fost episodul pe ziua de astăzi. Nu știu cum îl vezi tu, ori e bună seara, ori e bună ziua, dar la revedere este cu siguranță. Baftă!